Super, bună dimineața! Am revenit în studioul la Polonia TV și vorbim astăzi despre un eveniment foarte interesant care va avea loc la Ateneul din Iași. Evenimentul se numește 500 de ani de reformă și este practic... este practic o sărbătoare. Anul ăsta se sărbătoresc 500 de ani de la reforma făcută de Martin Luther. Reformă care ne-a dus foarte multe lucruri bune. Libertatea religioasă, libertatea de expresie, libertatea de gândire, libertatea presei, libertatea de a înființa companii și așa mai departe. Toate s-au născut de la reforma care a avut loc în urmă cu 500 de ani. Vorbim în această dimineață cu Florin Rașcu, director adjunct al Asociației Conștiință și Libertate. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această invitație! Bună dimineața! Așadar, pe ultima 100 de metri cu pregătirile. Suntem încă în emoțiile pregătirilor. Sigur. De la ce oră să vină lumea la Ateneu? Evenimentul va începe de la ora 18. Rugămintea noastră este ca să ajungem mai devreme, undeva de pe la ora 17:30, da, pentru ca de la ora 18 să putem începe. Sigur. Cine poate participa în primul rând? Oricine poate participa, partea fericită este că intrarea este liberă, da? Da. Nu este nevoie de rezervare, nu este nevoie de plătit. Singura plată este timpul pe care va trebui investit acolo și atenția pe care o veți acorda la ceea ce se întâmplă la Ateneu în seara aceasta. Și ce se va întâmpla în seara aceasta la Ateneu? Ce se va întâmpla? Un eveniment care are loc o dată la 500 de ani, da? Irepetabil evenimentul acesta. Ne vom aduce aminte de ce a făcut Martin Luther pentru societatea de atunci, societatea contemporană lui, dar cu repercusiuni până în societatea de astăzi. Și asta este partea cea mai încântătoare, pentru că noi suntem beneficiari a ceea ce s-a întâmplat atunci și cum aminteați mai devreme, avem de a face cu libertatea religioasă, libertatea de expresie. Practic a fost un om considerat la vremea lui nu prea în regulă. A avut curajul să spună nu valului. Da. În momentul în care suntem luați de val, este greu să mergem împotriva valului. Martin Luther a spus lucrurile nu se fac așa. Da? Se poate altfel, se poate mai bine, este dreptul nostru fundamental, un drept natural de a ne exprima, de a ne spune ceea ce noi gândim. Practic omul a avut curajul să-și exprime ceea ce gândea. Da. Ce gândea. Erau mai mulți oameni care gândeau la fel de, ca Martin Luther, dar conștienți de repercursiunile care pot veni asupra lor în momentul în care ei se exprimă, au preferat să tacă. Da, vor fi invitați profesori universitari, vor fi invitați oameni din administrația locală, da, lideri religioși care vor vorbi despre nu doar ce a făcut Martin Luther, dar ceea ce s-a întâmplat de la Martin Luther mai departe. Da. Pentru că n-am spus doar 500 de ani de la reformă, ci 500 de ani de reforme, pentru că noi considerăm că reforma a continuat și este necesar și astăzi să mergem mai departe cu ceea ce a început Martin Luther la data aceea. Și libertatea religioasă, libertatea de expresie, libertatea de gândire trebuie să continue, trebuie să se dezvolte. Dați-mi câteva nume dintre cei care vor fi speakeri în această seară. Apreciez prezența domnului primar Mihai Chirica, dumnealui mi-a confirmat încă de săptămâna trecută că va fi prezent la evenimentul acesta. Chiar a fost încântat, trebuie să mărturisesc că am fost impresionat într-un mod plăcut în momentul în care am intrat în biroul dumnealui cu un tank de cărți pe birou, citește, se informează, mi-a oferit informații suplimentare despre evenimentul acesta și va fi cel prezent la acest eveniment. De asemenea, domnul prefect Marian Șerbescu a spus că va fi prezent, domnul președintele, președinte al Consiliului Județean, domnul Marcel Popa, va fi prezent aici. Din lumea academică, poate unul dintre cei mai cunoscuți este domnul Nicu Gavriluță, decanul Facultății de Filosofie și Științe Sociopolitice, un om care a mai participat și la astfel de evenimente cu o privință cu o privire de ansamblu foarte largă asupra unui astfel de eveniment. Avem și din alte localități, avem de la Suceava, doamna Camelia Ignătescu, decanul Facultății de Drept de la Suceava, a participat de asemenea și la alte evenimente, un eveniment similar care l-am avut săptămâna trecută în Parlamentul României. A fost acolo și va veni și în seara aceasta și alți lideri religioși care vor fi prezenți acolo și profesori universitari de asemenea. Am înțeles. Reforma a început în urmă cu 500 de ani și continuă și în zilele noastre. Sigur. Cum este privită astăzi această reformă? Și cum se manifestă? La fel cum a fost privită și în momentul în care Martin Luther a început, părerile au fost împărțite. Sunt oameni care văd reforma aceasta ca fiind necesară, care subscrie ideilor de atunci, propagate până în ziua de astăzi și le dezvoltă mai departe. Sunt și oameni reticenți, oameni care consideră reforma un mare rău care s-a întâmplat. Cineva m-a întrebat la un moment dat, într-o altă emisiune, la radio, a spus Martin Luther a fost considerat un eretic.
cum de sărbătoriți așa ceva și am spus da, a fost considerat un eretic la vremea aceea pentru că vorbea împotriva bisericii majoritare și atunci biserica a spus odată ce tu nu gândești la fel ca noi, ci propovădești altceva decât propovădește biserica majoritară, ești un eretic. Însă noi trebuie să gândim cu propria noastră minte exact. Și să analizăm este sau nu eretic. Ce a făcut este sau nu benefic pentru noi. Dar dacă ne uităm puțin în urmă, vedem că după libertatea religioasă a venit libertatea presei. Deci ne datorăm libertatea presei și a originea din libertatea religioasă care a venit prima dată. După care a venit libertatea de a face propriile întreprinderi și așa mai departe. A venit și restul. Dar libertatea presei și are originea însăși în reforma lui Luther. Plecând de la libertatea de conștiință. Da. Da? Ai dreptul să gândești și ți asumi acest drept. Exact. Da? Și nu doar să gândești, ci să exprimi ceea ce gândești. Că de aici pleacă totul și de aici s-a ajuns la libertatea presei. Ce ar însemna ca asta să fiți cenzurați în ceea ce vreți să transmiteți. Despre asta vorbim. Da. Ar fi o nenorocire. Noi ne aducem aminte. Doar ce cu 500 de ani în urmă. Sau poate nu neapărat cu 500, poate vreo 27, 28 de ani în urmă, da? Exact. Când nu aveai voie să spui decât ceea ce ți se spunea de la CC. Și atunci lucrurile s-ar complica mult mai mult. Dacă se înregistrează o dezvoltare și economică, socială, politică, se datorează aceste libertăți a presei, libertății de gândire, de conștiință, de exprimare și așa mai departe. Și de manifestare a propriilor crezuri până la urmă. Sigur. Libertatea are și ea granițele ei? Sigur că da. Libertatea mea are granițe în momentul în care afectează libertatea ta. Nu pot să-mi exprim libertatea mea chiar de gândire, că s-ar putea la un moment dat să gândesc prost. Da, s-ar putea să am gânduri nocive pentru tine și nu pot merge mai departe decât până acolo unde te afectează pe tine. Eu, în momentul în care îmi exprim libertatea mea, trebuie să respect în mod special libertatea ta, da? Și să-ți dau ție posibilitatea să îți exprimi libertatea ta, da? Sigur că dacă are granițe, de aceea există legi, de aceea sunt reguli care spun până unde se poate merge. Și aici intervine conștiința, probabil. Sigur că da, conștiința, însă vedeți, e o chestiune discutabilă, conștiința mea s-ar putea să depășească anumite granițe legale. Și atunci eu trebuie să mă supun totuși unor legi, unor reguli, legi civile, legi care și ele la un moment dat pot ajunge până la intersecția cu legile lui Dumnezeu. În momentul în care legile civile se suprapun sau intră pe contrasens, ca să spun așa, cu legile divine, primare sunt legile divine. Da? Pe baza legilor divine și aici vorbim de Sfânta Scriptură, unul din principiile reformațiunii, da? Sola Scriptura este unul din cele cinci principii ale reformațiunii pe care le-a enunțat Martin Luther și le-a promovat, le-a propagat. În momentul în care doar Scriptura este fundamentul dezvoltării gândirii și exprimării tale, în mod cert nu vei afecta, aici vorbim de limitele libertății, nu vei afecta libertatea celuilalt. Da? Faci doar ceea ce îți spune Dumnezeu. Ce reprezintă libertatea religioasă? Un drept fundamental, un drept natural, un drept pe care îl primești de la Dumnezeu, dreptul de exprimare însuși Dumnezeu a oferit libertatea ca omul să aleagă să-L slujească, să îi se închine sau să nu facă lucrul acesta. Niciodată Dumnezeu nu a obligat pe cineva. Ei, luând dreptul acesta de la Dumnezeu în manifestarea și în relația cu ceilalți, noi respectăm dreptul celorlalți de a se închina cum aleg dumnealor sau de a nu se închina. Deci libertatea religioasă nu presupune că tu trebuie să te închini într-un anumit fel. Tu ai dreptul să nu crezi. Sigur că să nu crezi în absolut nimic. Ai dreptul să nu participi la nicio altă biserică. Da, despre asta vorbește. Iar Asociația Conștiință și Libertate tocmai aici și îndeplinește funcționalitatea și anume că luptă pentru drepturile acelor care participă la anumite biserici sau refuză să creadă în ceva. Da, trebuie să fie înregimentați. Sigur că zicem într-o anumită zonă. Absolut. Da. Fiecare trebuie să-și aleagă locul în care se simte bine, un loc care corespunde propriilor convingeri bazate pe cercetări individuale. Da? Da. Nu ceea ce mi s-a oferit, ceea ce mi s-a băgat în minte. Da? Da. Da. Sigur că da. Vorbiți-ne puțin despre asociația pe care o conduceți. Când a fost înființată? Asociația Conștiință și Libertate este continuatoarea unei asociații internaționale, o asociație ce este o asociație non-guvernamentală a Națiunilor Unite, înființată pe la 1893. În România continuă sub numele de Asociația Conștiință și Libertate, în alte țări sub alt nume, dar este o asociație prezentă în peste 80 de țări și reprezentați în peste 200 de țări. Deci faceți parte din
într-o rețea internațională. Internațională. O rețea internațională. În țări în care libertatea religioasă e nevoie să fie apărată, să fie susținută și din nefericire sunt oameni încă care în secolul 21 suferă din punctul acesta de vedere. Da. Undeva la 30% dintre țările lumii la momentul de față se mai bucură de libertatea religioasă. Un lucru îngrijorător și noi ne simțim obligați moral să facem ceva pentru oamenii care opresați din punctul acesta de vedere. Am înțeles. Da. Cifrele nu arată într-adevăr prea bine din ce îmi spuneți. Dar până la urmă cred că e important să tragem un semnal de alarmă, pentru că noi, cel puțin în România, dacă ne uităm la partea vestică, la Statele Unite, poate la Europa de Vest, n-au cunoscut comunismul, n-au cunoscut o primare aceasta a libertății, dar la noi a fost de foarte puțin timp și atunci e foarte bine să mai amintim din când în când că nu ne-am născut cu dreptul ăsta, e un drept dobândit, un drept pentru care s-a murit la un moment dat, în 89. Sigur. Și felicitări pentru ceea ce faceți, succes pe mai departe. Mulțumim. Haideți să mai amintim încă o dată despre eveniment în final. În seara aceasta, la ora 18, la Ateneu. La Ateneu, ora 18, da. 500 de ani de reformă, un loc în care vor vorbi mai mulți oameni din lumea academică, administrația centrală sau din lumea religioasă. Ne vom aduce aminte despre ceea ce s-a întâmplat atunci, dar în același timp vom sublinia și ceea ce este nevoie să facem de aici mai departe, pentru că, nu uitați, reforma continuă. Iar intrarea este liberă, așadar de la ora 18 la Ateneu în această seară. Da, vă mulțumim tare mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc de invitație. A fost alături de noi Florin Rașcu, director adjunct al Asociației Conștiință și Libertate. S-a făcut deja de 9:45 de minute. Exact, am ajuns la final de emisiune. Vă dăm întâlnire mâine dimineață, tot de la ora 8, tot aici la Apolonia TV. Rămâneți în continuare cu programele noastre și ce să vă spunem, toate cele bune pentru astăzi. La revedere și o zi frumoasă!